Haideți să venim înaintea Domnului, să-i mulțumim. Te laudăm și te binecuvântăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, că iată-ne din nou, suntem înaintea Ta, plin de bucurie că suntem ai Tăi, plin de bucurie că și astăzi vrei să ne înveți lucruri minunate, plin de bucurie pentru că am văzut mâna Ta și săptămâna aceasta cu noi, Doamne, și suntem plin de bucurie pentru că știm că Tu ești acela care ne porți cu carul Tău de biruință în Domnul Iisus Hristos. Te laudăm și te binecuvântăm pentru aceasta. Doamne, acum am dorit ca să ne ajuți ca să avem urechi și inimi deschise, Doamne, și mai dorim că ceva ca Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru, să ne cerceteze pe fiecare în parte, ca să ne putem bucura de ceea ce vrei să ne dai și în după masa aceasta. Fii lăudat și binecuvântat în numele și în meritul Domnului Iisus. Amin. Aș vrea să citesc un cuvânt pe care îl găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 5. E un text foarte cunoscut, un text din care altă dată am vorbit, dar se pare că de data aceasta am înțeles și eu mai multe lucruri și vom afla mai multe lucruri. Deci, Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 1. Când a văzut Iisus norodele, s-a suit pe munte, și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că ei vor fi chemați fii a lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, că tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată fericirile și Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă astăzi să vorbesc despre fericire. Așa. Dacă ne uităm, sunt multe lucruri pe care nu le putem înțelege și nu le putem explica. Dacă vrem să le explicăm în chip firesc, este imposibil. Imposibil. Așa. Dumnezeu, dacă ne uităm, de la început în planul Lui, El a vrut să-L facă și așa L-a făcut pe om, ca să se asemene cu Dumnezeu, să cunoască binele și răul. Și vedem în grădina Edenului, acolo omul cunoaște binele și răul. Și după ce cunoaște binele și răul, Dumnezeu spune, alege binele. Și vedem că mereu ne spune Dumnezeu, fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Așa. Acum ne uităm la noi, Dumnezeu a pus în noi niște simțeminte care nu le putem explica, dar care trebuie să fie împlinite, să împlinesc. Și vedem lucruri care nu le putem înțelege, dar sunt lucruri care ne plac. Dumnezeu vorbește despre viață și despre moarte. În lumea aceasta, viața și moartea sunt amestecate aici și Dumnezeu spune, alege viața! Alege viața, ca să trăiești.
că viața este veșnică, nu? Nu acum, cum să nu alegi, nu? Ne place viața, cu toate că aici e amestecată, dar ne place. Așa. Pe urmă, dacă ne uităm, Dumnezeu a creat totul frumos, frumos. Noi vedem că este frumos, dar Dumnezeu ne spune că este și urât. Dar noi le simțim asta, simțim ce e frumos, simțim ce e urât. Acum Dumnezeu ne spune că în vremurile acestea, pe urmă, o să schimbe oamenii lucrurile. La frumos să-i spună urât și la urât să-i spună frumos. Și vedem noi lucrurile acestea. Asta pentru că omul s-a pervertit. Așa. Dar Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți. Fericiți. Și El ne vorbește despre fericire, dar vorbește și despre chin. Nu acum, ce vrem noi să alegem? Chinul sau fericirea? Și sunt multe altele, n-am să le înșir aici pe toate. Dar toate acestea sunt în noi și toate doresc să se împlinească. Adică, în special, cele bune. Dar vrem, nu vrem. Uite că se împlinesc și cele rele. Se împlinesc și cele rele. De ce se împlinesc și cele rele? Ca noi să dorim mai mult cele bune. Că dacă ne-am uitat la cele bune, am impresia că Dumnezeu ne le dă cu lingurița. Câte puțin, câte puțin. Știi, să gustăm din ele. Ați văzut gustătorii ăștia pe la mâncăruri din astea, ei numai așa câte un pic gustă, așa le întoarce în gură să-i simtă gustul, așa să-i facă poftă. Așa. Așa ne dă Dumnezeu să gustăm ca să dorim. Așa. Dar probabil că și cred eu așa, așa cred că totuși răul ne-l dă cu lingura mai mare, ba câteodată cu polonicul. Cu polonicul. Ca să ne fie groază de rău, să ne lipim tare de bine, nu? Așa. Acum, iată, ne la capitolul fericire. Fericire. Am ascultat, v-am spus și data trecută, că am ascultat un interviu cu un frate păstor. Și era în fața unor tineri, mulți tineri acolo, și s-a pus întrebarea, ce este fericirea? Ce este fericirea? Și fratele acesta a început să vorbească, să caute oarecum să facă să înțeleagă oamenii în mod firește. În mod firește nu se poate, că fericirea nu există cuvinte ca să o poți explica. Ea se manifestă, o putem manifesta printr-o bucurie extraordinară. Așa. Se manifestă. La fel ca și toate celelalte. Se manifestă. Acum, cum e totuși cu fericirea? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, mie, așa, vreau să spun că fratele acesta, în final, a ajuns să tragă o concluzie. Și concluzia a fost aceasta. Fiecare om în parte simte fericirea. Are parte de fericire. Toți oamenii au parte de fericire, sigur, și de necaz, și de chin, și de durere, așa. Dar avem parte și de fericire. Așa. Dar el spunea, fericirea noastră, ca oameni, depinde de noi înșine, de relația noastră cu Dumnezeu. Acum, sigur că au spus un mare adevăr. Dar pe mine mă deranjează când oamenii vin și spun că trebuie neapărat să avem o relație cu Dumnezeu, dar nu spun cum e cu relația aceasta. Ce relație ai? Păi poți să ai o relație de ascultare sau de neascultare. Acum ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom la capitolul 28. Acolo ne spune că dacă ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu ne binecuvântează în toate lucrurile. Păi binecuvântarea mi-aduce numai fericire, fericire, fericire. Da, dacă ne ascultăm acolo, vai de mine, o sumedenie mare de blesteme. Nu uite, dacă ne ascult de Dumnezeu, nu te aștepta la fericire, că nu ai de unde, că vin blestemuri. Deci noi trebuie să arătăm cum e cu binecuvântarea și cu fericirea. Care vine de la Dumnezeu, vine doar în ascultare de Dumnezeu. Acum, noi ne putem înșela. Zice, trebuie să vii să faci un legământ cu Domnul Iisus.
Da, facem legământul, venim, ne botezăm, acolo spunem da, cred și ne botează și spunem că am făcut un legământ. Păi dacă am făcut un legământ cu Domnul Iisus, înseamnă că El e Domnul meu. Păi dacă e Domnul meu, eu sunt robul Lui, eu trebuie să ascult de El. Păi dacă ascult de El, vin binecuvântările. Dacă nu ascult, atunci tot acolo, atunci vin blesteme. De aceea nu putem sta liniștiți că noi am făcut un legământ cu Domnul. Că Domnul ne spune să ducem legământul ăsta până la capăt. Pocăința trebuie dusă cu frică și cu tremur până la capăt. Și sfințenia, de asemenea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Că și sfințenia trebuie dusă cu frică până la capăt. Da, dar iată, vine Domnul Iisus să ne arată ce-i fericirea. Ce-i fericirea. Dar acum, dacă ne uităm la Domnul Iisus, ce spune El aici, în capitolul acesta, că e ferice, dacă judecăm firește, spunem că toate lucrurile acestea sunt pe dos. Fericire nu seamănă. Nu seamănă. De aceea ne trebuie neapărat credință. Să-L credem pe Dumnezeu, pe cuvânt. Acum, Domnul Iisus vine și ne spune, uite, e ferice de cel sărac în duh. Păi când auzim de sărăcie, numai de fericire nu putem vorbi. Păi ferice dă-l bogat, nu dă-l sărac, nu? Dar Domnul Iisus spune aici, ferice de cel sărac, sărac cu duhul. Și ferice de cel ce plânge. Păi cum își arată el fericirea dacă plânge? Fericirea, să râzi, să stai de bucurie, asta e fericire. Nu? Și el mai spune ceva aici, ferice de cel cu inima curată. Dar cum să ajunge? Că ăsta va vedea pe Dumnezeu. Acum Dumnezeu spune că niciun om nu-L poate vedea, că ar muri dacă l-am vedea. Și totuși Dumnezeu spune că noi trebuie să stăm față în față cu Dumnezeu. Dacă inima mea e curată, voi sta față în față cu Dumnezeu. Acum, nu putem înțelege fericirile acestea, dar fericirea merge și mai departe. Așa. Și Domnul zice, ferice de voi. Da? Când veți fi urâți de toți, batjocoriți, bătuți, bucurați-vă și veseliți-vă. Da? Când vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucurați-vă. Asta da fericire, nu? Greu de înțeles, foarte greu. Am văzut un frate care s-a spus niște lucruri rele despre el și, Doamne, cum i-a scos pe toți cunoscuții ca să-l apere, să-i scoată adevărul la iveală. În loc să se bucure, să fie fericit și să se bucure, să-și adune prieteni să se veselească, că s-au spus lucruri neadevărate. Nu înțelegem, chiar dacă suntem credincioși, așa, nu înțelegem. Cum e cu fericirea aceasta? Și fericirea aceasta merge un pic și mai departe. Deci, Domnul Iisus le spune ucenicilor, așa, încurajează. Zice, vă duceți în sinagogă, intrați frumos acolo, predicați Evanghelia și după ce ați predicat, o să vă scot afară, o să vă bată și o să vă omoară. Nu, asta da fericire, nu? Și Domnul Iisus vine și pune capac la fericire în Apocalipsa, la capitolul 14, versetul 12. Ferice de acum de morții care mor în Domnul. Nu uităm unde-i fericirea. Deci aici noi nu avem fericire. Noi gustăm din fericire. Și ni se dă cu lingurița. Câte puțin, câte puțin, ca să dorim mai mult, mai mult, mai mult. Acum trebuie să ajungem la fericire. Adică toate lucrurile acestea îți cer împlinire și trebuie să aibă undeva o împlinire totală. O împlinire totală. Toată împlinirea acestor lucruri este în Dumnezeu. În Dumnezeu. Da? Dar noi ajungem la Dumnezeu numai dacă trecem prin moarte, nu? Acum aș vrea să vedem
cum e cu fericirea aceasta. Și apoi, când o să cunoaștem lucrul acesta bine, Doamne, cum o să dorim fericirea aceasta? Vă rog să deschideți cu mine în Petru, la capitolul 1. 1 Petru, capitolul 1. Așa. Vom afla aici despre fericirea aceasta. Dacă ne uităm la Petru, ce spune Petru aici? Petru spune lucruri mari. Dar pentru că spune lucruri mari care cu mintea noastră nu le putem prinde. Și eu v-am spus de mai multe ori că credința pe care ne-o dă Dumnezeu e mai presus de mintea noastră. Dumnezeu spune lucruri mari de tot. Mari de tot. Și atunci Petru zice, încingeți-vă coapsele minții voastre. Că ce vă spun eu acum, dacă vreți să înțelegeți cu mintea, o să vă crape mintea. Crapă mintea. Strângeți-o bine acolo, să nu crape. Și o să ascultați ce spune Petru aici. Lucruri mari. Și apoi vom înțelege cum e cu fericirea. Citim aici de la versetul 3. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, așa, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în credință, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului vostru. Nu uită ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu și cât de mult putem noi să ne bucurăm. Aici se bucură oamenii când pot să aibă o moștenire cât mai mare. O moștenire cât mai mare. Ne bucurăm de moștenirea asta. Dar oricât ar fi de mare, bucuria nu-i la maxim, nu-i fericire maximă. A, așa. Ai bani mulți, acum mai vedem noi pe ăștia cu bani mulți cât îți de fericiți, nu? Toată ziua chemați pe la tribunale și pe acolo. A, așa. Dar, da, chiar dacă nu-i cheamă nimeni, acum să tot gândiți, oare cine îmi fură banii din bancă? Fericire nu are. Dar să n-aibă niciun gând, dar omul acesta vrea cu un leu mai mult în fiecare zi. Nu se poate sătura niciodată. Și Dumnezeu îmi spune că mie mi-a pregătit o moștenire nestricăcioasă. În ce? În ce? Și Domnul Iisus spune, tot ce are Tatăl e al meu. Dar tot ce e al meu, e al tău. El îmi dă mie. Și Dumnezeu spune că eu sunt împreună moștenitor cu Hristos a tuturor lucrurilor. Uai de mine! Dar ce lucruri? Ce lucruri? Cine a văzut lucrurile acestea? Pavel le-a văzut. Și îl vedem pe Pavel că după ce a văzut, Dumnezeu îi spune, nu, să nu spui la nimeni nimic ce ai văzut aici. Că sunt lucruri care nu poți să vorbești despre ele. Mintea nu le poate cuprinde. Nu poți să înțelegi așa ceva. La inima omului ar crăpa inima. Așa, dacă ar putea să primească așa ceva. Și îi spune să nu spună. Dar Pavel, pentru că a văzut lucrurile acestea, Pavel spune, eu vreau să mă fac una cu patimile lui Hristos, să sufer ca și Hristos, numai să ajung acolo cu orice chip, dacă va fi cu putință. Eu
Vai! M-am gândit, Pavele, de ce ai pus aici dacă? De ce ai pus dacă? Adică el, dacă e o problemă de îndoială, oare va fi sau nu va fi, voi ajunge sau nu voi ajunge. Dar el, ca să fie sigur că va ajunge acolo, spune, Doamne, vreau să sufer ca și Hristos. Asta e nebunie pentru un om cu minte. Care om cu minte își cere suferința? Cere. Și Pavel spune, eu așa vreau să sufer ca și Hristos, numai să ajung acolo. Ce a văzut Pavel acolo? Ce a văzut Pavel? Cum o să ne bucurăm? Care va fi fericirea noastră când vom ajunge acolo? E întrebarea mea. De aceea trebuie să vedem ce-i fericirea. Și ascultați ce spune Dumnezeu mai departe. Cum va fi la arătarea Domnului Iisus când El e? Primim laudă. Laudă din gura lui Dumnezeu. Tu, un om slab, care nici nu știi ce ai lucrat în lumea aceasta pentru Dumnezeu, și zice Dumnezeu, vin un coace slugă bun și credincioasă. Nu m-a lăudat nimeni și dau slavă Domnului și nici nu aștept. Dar mă va lăuda Dumnezeu? S-a auzit din gura lui Dumnezeu că tu ești slugă bun și credincios? Ce lucru extraordinar! Și nu-i de atât, nu-i de ajuns. Dumnezeu zice, vin încoace, vină să te îmbrac în slavă ca și pe Hristos, să strălucești ca soarele, ca soarele. Cum voi arăta eu atunci? Cum voi arăta? Și dacă ne uităm în Tesaloniceni, în 1 Tesaloniceni, la capitolul 1, pare mi se, acolo spune că atunci când îl vom vedea pe Domnul Iisus și când ne vom vedea pe noi, om rămâne uimit. Adică mă uitat la dorul lui, cunoaște foarte bine și îl văd pe dorul în Hristos, dar și pe Hristos în dorul. Cum e asta? Asta nu mă întrebați că nu vă pot explica. Dar un lucru mare, el se va uita la mine de asemenea. Unde te uiți să nu-L poți vedea pe Hristos? Hristos în toți și noi toți în Hristos. Și cu Hristos în Dumnezeu, care minte poate înțelege lucrul acesta? Îl înțelegeți acum pe Petru, de ce a zis, încingeți bine coapțele mințe. Sunt lucruri care nu le putem înțelege. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns atâta. Că vine Domnul Iisus și zice, vină încoace. Vino să stai cu mine pe scaunul de domnia lui Dumnezeu. Slavă, Doamne, câte fericire, cum poate fi exprimată fericirea aceasta? Asta e fericirea pregătită de Dumnezeu pentru mine, că-s Fiul Său. Asta mă face să plâng de bucurie. N-am cum să vă spun vouă, n-am cum. Fericirea se manifestă în bucurie. Și Dumnezeu spune că în veșnicie acolo, viața veșnică, nu-i mâncare și băutură, ci bucurie, bucurie prin Duhul Sfânt, o bucurie care nu se termină niciodată. Fericire veșnică. Asta trebuie să dorim. Și Pavel, veșnicie acolo, și-a spus, nu mă interesează lucrurile acestea. Tot ce e aici e gunoi, e gunoi. Suferință, sufere Pavel, bătut de atâtea ori, 40 fără una. 40 fără una, dacă îi dădea 40, murea. Dar îi dea 39, a primit 39, înseamnă nici să nu fii mort, dar nici viu. Și el nu știu de câte ori primește asta și atâtea, și el nu le bagă în seamă. Zice, suferințele din veacul acesta nu pot să fie puse alături de slava viitoare? Adică să fii ca și Hristos și cu Hristos pentru veci de veci și tot ce are Dumnezeu acolo e al nostru? Asta da fericire, asta da fericire. Nu acum, știm noi, credem noi, avem de ce ne trebuie credință. De aceea Dumnezeu spune, cel neprihănit prin credință va trăi. Nu se poate, cu mintea noastră sunt lucruri care nu le putem cuprinde. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, ce ne așteaptă acolo? Nu ne putem bucura aici și nu putem fi fericiți.
Dar care dintre oameni nu dorește fericirea? Care nu dorește? Dumnezeu a pus în noi dorința aceasta. Așa, găsim că Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul veșniciei să ajungem acolo. Acum Dumnezeu ne spune despre lucrurile acestea și Apostolul Pavel vine și spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea n-a auzit despre ele, că n-ai cum să spui, n-ai cuvinte pentru ele și la inima omului nu s-au. Așa sunt lucrurile acestea. Acum, cine dintre oameni nu vrea să fie fericit? Dar dacă nu le spunem oamenilor cum e cu fericirea, dacă vrem să le spunem în chip firesc, este imposibil. Imposibil. Fericirea nu poți decât demonstra practic. Adică printr-o bucurie, omul te vede și nu știe ce se întâmplă cu tine. Așa. Dacă ne uităm la Pavel, îl putem judeca ca nebun. Nebun. Așa. Și Festus îi spune, Pavele, tu ai nebunit. Păi un astfel de om e numai nebun, că mintea lui nu lucrează, lucrează credința care îl crede pe Dumnezeu, care e mai presus de orice. Și toate acestea își au împlinirea în Dumnezeu. Dar dacă ne gândim la fericire și ne gândim la opus, chinul veșnic, și pentru chinul acesta, Dumnezeu are pentru noi atâta durere, că simțim durerea și lucruri rele. Și Dumnezeu ne spune, uite, lipește-te tare de bine, lipește-te tare de bine. Caută viața, caută viața, caută fericirea, pentru că Dumnezeu cel prea fericit ne vrea fericiți. Și toată împlinirea aceasta este în El. La un grup de părtășie vine o soră care e pictoriță și i-am spus, Viorica, dragă, spune mie ce-i frumusețea. Și s-a blocat. Păi a zis, tu ești pictoriță, toată ziua faci lucruri frumoase și mai frumoase. Păi da, face frumoase, dar nu știe ce-i frumusețea. Dar tânjește după frumusețe. De ce în ce face? Mai frumos, mai frumos. Dar păi la frumosul maxim, ne auzi. Dar acum am să-i spun, uite când ai, uite ce spune Dumnezeu, că eu voi fi în Hristos, Hristos va fi în mine și voi fi îmbrăcat în slavă și voi străluci ca soarele. Hai, fă-mi portretul. Să văd care dintre pictori poate să facă portretul acesta. Doamne, cum arăt acum și cum voi arăta atunci? Asta doresc, cât mai curând. De aceea zic mereu, vino, Doamne Iisuse, pentru că-s fericit. Și nu-s complet de fericit. Aștept să ajung acasă. Numai acolo vom fi fericiți ca Dumnezeu. Și Dumnezeu mai spune încă un lucru care pe noi ne uimește. Mai ales pe mine. Adică ne uităm aici ca oameni și căutăm să învățăm, să cunoaștem tot mai mult. Două, trei facultăți, așa. Ne băgăm în știință și căutăm să facem să nu fie nimeni ca noi. Și Dumnezeu spune, nu te grăbi, că de fapt aici nu cunoști aproape nimic. Aici cunoști în parte. Dar când vei fi în cer, vei cunoaște așa cum Dumnezeu te cunoaște pe tine. Adică să cunosc eu toate lucrurile cum cunoaște Dumnezeu. Asta dă cunoștință. Asta dă cunoștință. Da? Dar nu o să ne numească Dumnezeu savanț. Dar ei nu trebuie să ne numească, nu? Dacă vom cunoaște totul pe deplin cum ne cunoaște Dumnezeu. Oare nu sunt aceste lucruri de dorit din toată inima? Oare de ce nu le dorim? Cum ar trebui să alergăm pentru aceste lucruri? Cum ar trebui să trăim în ascultare de Dumnezeu? Așa. Ar trebui să plutim pe aripi, pe aripi de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Acum, asta înseamnă fericire. Fericire. Fericirea despre care ne vorbește Domnul Iisus, fericire pe care nu poate înțelege niciun om de pe pământ
decât cei care au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și noi am văzut de ce vine și cum vine treptat fericirea aceasta. Adică dacă ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi spune că odată cu păcătuirea lui Adam, am ajuns rob al păcatului și noi am văzut că păcatul e o persoană care mă robește și nu pot face ce vreau. Și îl vedem pe Pavel că plânge, adică Pavel vede sărăcia în duh, adică în duhul lui nu se putea lupta cu păcatul, era mult mai slab, dar plânge și îl vede Dumnezeu că plânge. Și Dumnezeu zice, bine, Pavel, nu uită, dau afară păcatul, îți iert toate păcatele, dacă mai ești curat, ai inima curată, acum îl poți vedea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi dă Duhul Sfânt, care e puterea lui Dumnezeu la dispoziția. Hai, ce lucru minunat! Asta da bucurie, dar asta nu poate simți bucuria aceasta decât cel credincios, că noi am văzut că prin credință Dumnezeu îmi curăță inima și îmi dă Duhul Sfânt. Acum, dacă ne uităm la suferință, Domnul Iisus vorbește de suferință până la moarte, așa. Tot în Cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Corinteni, capitolul 4, acolo ne spune că suferința asta, care avem noi aici pe pământ, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. De aceea Pavel spune, eu vreau să sufer ca și Hristos. Ca și Hristos. Pentru că noi mergem din slavă în slavă, după chipul celui ce i-a făcut. Iar suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Doamne, ce fericire ne așteaptă! Nu știu cât am putut eu fi de clar în ceea ce Dumnezeu a vrut să spună prin mine în seara aceasta. Dar vreau să știți un lucru și am mai amintit de multe ori, adică noi ca și copii duhovnicești, noi trebuie să învățăm să judecăm duhovnicește. Dacă judecăm duhovnicește, îl credem pe Dumnezeu, pe cuvânt, că Dumnezeu spune lucruri mari. Și atunci trăim prin credință. Dar prin credință am bucurii după bucurii. Și când vin necazurile, în necaz trebuie să mă bucur, că necazul lucrează răbdare și răbdarea își face desăvârșită lucrarea ca să fiu sfânt și desăvârșit. Asta vrea Dumnezeu și asta doresc și eu. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Eu mă bucur că totuși aici noi am ajuns mai mult la lucruri mai mari, înțelegem lucruri foarte frumoase pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, ne-am hrănit cu hrană din ce în ce mai tare. Și Dumnezeu la asta vrea, că dacă ne uităm până unde vrea Dumnezeu să ajungem, El spune numai până la statura plinătății lui Hristos, adică plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Dumnezeu ne-a dat putere pentru aceasta. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere să trăim frumos, așa cum obișnuim de fiecare dată. Haideți să vedem înainte, Domnul, nu știu cât e ceasul, dacă sunt totuși întrebări sau dacă vreți încheiem aici. Da. Doamne, Tată, Te lăudăm și Te binecuvântăm. Doamne, îți mulțumim că ne vrei fericiți. Îți mulțumim că ai pus în noi dorința aceasta de a fi fericiți. Mulțumim pentru că aici pe pământ ne dai fericire după fericire.
dar ne dai și încercare după încercare, pentru că Tu vrei să ne încerci credința ca să ne cunoaștem pe noi înșine, Doamne, să vedem, într-adevăr, trăim în ascultare de Tine. Mulțumim, Doamne, că ne dai înțelepciune și Tu ne spui că dacă n-avem să cerem, și de data aceasta cerem, Te rugăm în numele Domnului Iisus, dă-ne tot mai multă înțelepciune, înțelepciune ceea care vine de sus. Te lăudăm și Te binecuvântăm pentru că Tu ne înveți cum e cu priceperea aceasta să trăim cuvântul Tău. Fii lăudat și binecuvântat. Doamne, rămânem încredințați că ceea ce nu putem noi face și nu înțelegem, crede-n din toată inima că Tu vei face. Pentru că Tu ai început această lucrare bună în noi și Tu ne dai asigurarea că ce ai început în noi vei duce la bun sfârșit. Aceasta e bucuria mea, o Doamne, și bucuria noastră fiecăruia. Te lăudăm și Te binecuvântăm. Îți mulțumim pentru că știm că binecuvântarea Ta a fost peste noi, este și va rămâne în continuare. Ajută-ne doar să trăim în această binecuvântare, trăind în ascultare de Tine. Și apoi cerem binecuvântarea peste cei bolnavi, peste cei care lipsesc, o Doamne. Cerem binecuvântarea Ta peste țara noastră și cerem binecuvântarea Ta peste toți copiii Tăi, toți aceia căror nume au fost scrise în cartea vieții înainte de întemeierea lumii. Te lăudăm și Te binecuvântăm pentru toate numele și în meritul Domnului Iisus. Amin. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul.